duminică la Arad ai debutat în prima ligă a fotbalului românesc în tricoul Farului. Ce reprezintă pentru tine acest lucru? Păi debutul l-așteptam de mult și să încep să joc și la echipa mare și în Liga 1 și mă bucur foarte tare. Din păcate n-am putut să termin meciul pe teren și nici să joc mai mult de cele 15 minute care au fost din cauza accidentării, dar asta este. Ai avut emoții când ai aflat că vei fi titular? Da, normal, emoții sunt, mai ales că am început din poziția de titular, dar a fost bine până la urmă, că am început, dar dacă nu s-a putut, cum s-a putut. Ai fost cel mai tânăr debutant la seniori în Cupa României în 2017, acum a venit și debutul în Liga 1. Pentru viitor, ce îți propui, ce obiective ai? Păi, în primul rând să fiu sănătos și în al doilea rând să joc cât mai multe meciuri la echipa mare, în Liga 1. Farul va juca duminică primul meci pe teren propriu cu Gazmetan Media și cât de mult crezi că va conta sprijinul suporterilor? S-a văzut și la meciul cu Bulgaria. Păi și la meciul cu Bulgaria am simțit, suporterii ne-au ajutat, ne-au sprijinit și sper că o să ajute colegii la meciul cu Gazmetan să învingă, pentru că vrem cele 3 puncte. Cât mai multe minute în Liga 1 și așteptăm și primul gol în primul eșalon. Mulțumesc, doamne ajută!